este culos. Pitește n-are și frumos, iar nici un zaver, iar bau de traină, degeaba și trăiește cu folos. Pitește n-are și frumos, mai de nimă la iubit, cât vremea nu ți-a trecut. Iubește pe surul rome și vede și maritate. Mai de nimă la iubit, cât vremea nu ți-a trecut. Și mai thank you.
și ne-a jucat și a petrecut. Să vă țină Dumnezeu sănătoși, cu dragoste pentru aproape și cu sănătate împreună cu toți cei dragi. Doamne ajută să vină doamna primăriță până la mine. Da, doamna primar. Că așa trebuie să ne adresăm. Doamna primar. Da, nu doamna primăriță, cum zic eu. Doamna primăriță, ia să vedem, tot așa insist eu. Vă mulțumesc încă o dată, din tot sufletul meu, pentru tot. Vă doresc să aveți parte de sănătate, de tihnă, de putere. Toți locuitorii acestei comune să rămână veșnic frumoși, sănătoși, să stăpânească cu bine și cu sănătate tot ce aveți așa de frumos aici și să vă fie bine. Le mulțumesc din suflet colegilor mei pentru ajutor și vă doresc petrecere frumoasă încă o dată cu la mulți ani pentru toți cei care poartă numele sau au prenume derivat din Măriuță și din Mărie. Iar eu vreau să vă mulțumesc, doamna Niculina, în numele meu personal și al locuitorilor Comunei Stoina, vă prețuim, vă urmărim tot pasul, să știți că nu puteți să faceți o mișcare fără noi pe posturile de televiziune și vreau să vă spun că am o amintire care îmi rămâne în suflet, chiar dacă în localitate nu există numele de Stoican. Eu de când m-am născut și la vârsta de 6 ani am cântat pe scenă, eram în clasa 1, în costum național făcut de bunica mea, care acum îl poartă o fetiță de aici din localitate și în echipa de dansuri. Și acel cântec era foaie verde ca luna seara când răsare luna. Era cântecul mamei dumneavoastră pe care o iubim și o respectăm la fel ca pe dumneavoastră. Sănătate multă vă dorim și noi. Vă mulțumesc din suflet! Putere! Și vă așteptăm cu drag la noi. Mai vin, vă mulțumesc din suflet! Eu ce pot să spun decât că în această seară, ca și doamna primar, vibrez la intensitate maximă pentru faptul că am reușit să aducem împreună cu doamna primar un strop de bucurie în sufletul dumneavoastră prin prezența artistei noastre și a țării, Niculina Stoican, aici pe scena de la Stoina. Merită aplauzele dumneavoastră, îi mulțumim, o iubim și în semn de prețuire, tu ești cea mai frumoasă floare din lume. Da? Îți doresc tot binele din lume. Și vreau să vă spun că este o soție iubitoare și o mămică iubitoare și fericită și o să fie în curând soacră. Ei. Nu este adevărat, nu, nu o să fiu în curând atunci când o să... Nu mai spuneți lucrurile astea, că cine știe... E mare, dar nu se însoară, ca să știți de la mine, că Doamne ferește ce se aude și mă și ceartă pe deasupra, nu vreau să mă certe. Mulțumesc din suflet, seară frumoasă încă o dată! Mulțumim televiziunii în sat și băieților încă o dată le mulțumesc! Mulțumesc frumos! Și Accent TV, mulțumesc frumos! Ei bine, dragii mei! Vreau să-mi permite să vă adresez o întrebare. Vă simțiți bine? Nu s-aude. Vă simțiți bine? Știți că totdeauna e loc și de mai bine? Ei, dacă Niculina n-a ezitat nicio clipă să spună vin cu tot dragul, la fel a răspuns și una dintre cele mai bune prietene ale mele cu care mi-am început drumul în ale culturii și artei acum 30-35 de ani. Dați-mi voie să o invit în scenă pe actrița de revistă Jenny Nicolau! Bună seara! Fiți atenți aici, nu bat până acolo și nu-mi dau seama cât sunteți. Vreau să vă aud după aplauze. Dacă sunteți mulți sau puțin. Bună seara! Hai dați-vă mai aproape, să ieșertați cu noi. Cine v-a gonit colonelul? Îl omor cu bătaia, dă să... M-a bătut. Bună seara și bine v-am găsit! Vreau să vă pun o întrebare și v-aș ruga din tot sufletul să-mi răspundeți numai cu palmele dumneavoastră dacă până această secundă vă simțiți bine! Foarte, foarte, foarte!
mulțumesc și eu doamnei Rodica, doamnei primar, că m-a invitat. Vă rog să o aplaudați. Am auzit că este zodia Scorpion, zodia soțului meu, și când am văzut-o mi-am dat seama că are așa o mână de fier și vă ține bine. Mai constat un lucru. Domne, stați bine cu natalitatea, că sunteți ca mulți. Da? Hai, pentru că aici arată ca un oraș, eu să știți că sunt fată de la țară. Eu sunt fată de la țară, nu mă culc cu purta goală. Mănânc de fiecare dată ca și cum ar fi ultima masă. Mi-a zis bărbatul meu, Șenico, te-ai îngrășat. Dacă aveai patru țâțe, nu ne mai cumpăram vacă. E bine la țară. Dom'le, foarte bine la țară. Când eu eram mică, era mare nămol la țară. Și mama mi-a zis, fă! Tu nu scapi din nămolul ăsta decât dacă spui poalele în cap. Și le-am pus cu primarul în grădină, cu morarul pe făin, cu notarul pe hârtii și cu popa pe câmpii, Doamne iertă. Au venit ăștia de la Gorj cu televiziunea la noi la țară și m-au întrebat pe mine, zice, Doamnă, vă zic cu mine vorbiți, eram dat în buze, că nu ies, eu nu ies din casă nedat în buze. Ce, Doamne, la dumneavoastră la țară să îngroapă mortul cu popa? Bă, mortul să îngroapă singur, popa rămâne sus. Și pentru că e foarte bine la țară, vreau să vă spun că mi-am luat calculator și torna pe el ca să navighez pe internet. Maestre, rău mă dor, ochii mă dor, testat la calculator și vreau să vă mâinile sus, da? Și... Foarte bine.